my friends, as you can see, să termin. E pe final. Începem așa în forță. Să vă explic un pic ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat de am ajuns la final. Am trezit eu azi frumos, liniștit, cu cheful meu de hai și treacă și azi. M-am apucat să mă joc liniștit, să-mi văd treaba mea. Și dând dintr-una într-alta, căutând mânuțe, brățări și alte cele bălării ce se pot găsi pe joc, am ajuns la acel moment miraculos în care m-a lovit. Bă, fraților, și m-a lovit rău de tot. De ce m-a lovit atât de rău? Pentru că mergând eu așa, liniștit între ale mele, cu ochii doar pe centrul ecranului, nu mi-am dat seama, fraților, că eram de fapt în mijlocul ultimului quest. Și da, oficial suntem la finalul jocului. Și mi-am dat seama abia când am ajuns la aproape final. Bine, n-ați pierdut mare brânză, în sensul că mai mult am omorât de-aia mici albaștri și am ajuns până în punctul ăla șmecher în care trebuie să-l omor pe la mare de la final. Dar ce s-a întâmplat? M-am apucat și am bătut la el cam jumătate de viață până să-mi dau seama cum îl cheamă. Și atunci am zis stop. Chestia asta trebuie să se întâmple pe live. Și ca să se întâmple chestia asta pe live, i-am dat un pic de pauză. Am inspirat de două ori. Am deschis repede setup-ul pe aici și am dat un pic de play. Pentru că, la fel ca și ultimul Far Cry, trebuie terminat online. Fapt pentru care o să-i dăm acum resume și o să ne grevăm puțin pe situație, să fim atenți, pentru că mai are cam jumătate de viață și între timp o să vedem și ce și cât și cum se mai întâmplă. Dar până atunci, haide să facem cumva și să terminăm vii, să zic așa, situația actuală. Eu până când să las arcul în jos, nu am văzut că trebuie să kill batarii, care, actually, batarii e the last standing, să zic așa. Nu mai avem prea multe din niciunele, dar o să craftăm aici tot ce se poate crafta. Și o să mergem să-i dăm cu buvnița până una alta, pentru că buvnița e de partea noastră. Și aparent de data asta chiar face damage la un final boss. Uite, îi licăre acolo situația. Tanti țipă, albinele o bâzâie. Se vede acolo în josul ecranului sub aripa bufniței. Ne plasăm din nou frumos și mai dăm o doză de albine. O să dureze, o să fie puțin de durată, e firesc, e longest battle până acum. Mai n-a încă una. Dar dacă mai ciupim puțin din ea, eu zic că o să fie bine. Te-au părăsit albinele, mă. Ia de aici încă un set. E păcat să stai nebâzâit așa. Kiwi-e, fă ceva. Ia de aici. Explozii pe tine. Stai, nu te ascunde. Uite-o ce face, să bagă aici la gard. Ia-o pe asta. Opa. Care ai dat în buvnița mea? O mai chemăm o dată. We are not done yet. Stai, unde e? Sau mai bine zici, ce e? Nu știu ce e. Cred că e tigriș. A, uite la aici. E cave lion-ul ăla pe care nu l-am omorât. S-a ținut după mine până aici.
Da, uite aici, de la Wenge, ia cadou. Ia o bombă de 3 kg și încă una. Și încă una. Și încă una. Nu-ți place? Ghiși ce, mai ia una. Și cu voia lui încă una. Complicat, complicat. Ăla se fâțâie pe acolo. Duduia e pe partea asta la altă. Nu-i vedem încă freza aia. Haide. Ia în zâmbet una. Chestia e că are un damage nenorocit pe attack și dacă mă prinde și îmi dă una, direct îmi zboară jumătate de viață. Dar ea nu știe. Opa, m-a văzut. Ia-o pe aia. Ia să le dăm noi și un pic de foc, cu toate că ea e fan foc aparent. Ia-o și pe asta în dinți. Mai ia încă una să ai. Hello? Haide-i, vină înapoi. Ia de aici. Vine iarna și ți-e frig. Ia-o și pe asta. Să rămână, doamna. Băiatul de la gaze sunt. Ia uite, o bucată mi-a dat și direct îmi cere heal. Ca să înțelegeți cât de năpasta sufletului e individ asta. Deci mă seacă animăluțul ăsta. Trebuie să-l vânez că nu-l mai suport. Mi-ar trebui și niște carne, sincer să fiu, pentru healing. Care ești? Eu, uite-l unde se duce. Fix unde nu trebuie. Vino mă înapoi. Ia de aici. Dau o bâtă de 2 kg. Mit, 8. Asta mai are viață, mai are. S-o păcălim pe madama asta. Set on fire. Ia de aici. Am crezut că mă ratează, dar n-am avut noroc. E ok. Ne facem stocul de săgeți înapoi. Și prin iarbă tot te văd. Fai de capul meu cum a dat. Dar de ce folosesc eu ăsta? Hai să încercăm cu ăsta la altul. Poate simte mai bine așa cu câte două săgeți odată. Foarte dureros momentul. Extinguish fire. Mai căutăm niște bețe pe aici. N-ar strica. Southstone. Păi de-astea să-mi dați. Incredibil, nu mă lasă să intru pe acolo. Și acolo sunt resurse.
A vrut și ea să tragă în mine. Opa. Stop flinching. Da, de ce asta poate să tragă din mers? Stai că n-am înțeles. Cum vine treaba asta? Duduia! Ia uite ce dădea asta în mine. Voi culcarea, băieți. Adică a durat atât de mult încât s-a hotărât să cheme și întăriri. Hello? Is it me you're looking for? Eliuță, ia de aici! Uite cum s-a prelins ăsta în cădere. Hardwood. E cam nașpa că se incinerează pe aici situația. Aoleu, și ăsta e... E de ala heavy. De trebuie bătut jumătate de zi la el și iar o să-mi palească pisica. Mai sunteți? Normal că sunteți, nu să nu fiți. Uite ce dă și ăsta cu câtă ură în suflet. Na. A, vii la mine să ne batem. Ce frumos. Vino, coace. Nu, plecați de pe mine. Aoleu, dă, nu te bat acum. Până la urmă văd că mă bate ea pe mine. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Apopunske suhli! Nesolueie! Ce e însă te mai salvează? Nu te mai salvează nimeni, ia! Te prăjești, fată! Gata! Cu mâna mea te pun la grătar! A, îți place? E bine? E bine! Arci-o, dar și tu! Ia să vedem ce ne zice. Patarii tu ai așez. Ăla e, victory. Era să fie fail, dar n-a fost să fie. Of course the Beastmaster comes. Quai batterie bata.
Nu pleacă cu aia, nu mai îmi da să beau dubioșenii de-alea. Bine, bea tu și ai tu toate viziunile, te rog, eu lasă-mă pe mine. Îmi place că mă elogiază așa. Iară beau dubioșenii. Cred că mi-e puțin rău. Eu nu știu ce am băut, dar nu mi-a picat bine. Ok. Now what? Achievement. To Ash. Temple of Battery completed. Complete the Fell of Battery. Ok. Achievement. Super. Now what? Trebuie să vorbim cu limbuțul ăsta. Nu știu de ce mai adun acum lucrurile astea, dar le adun să fie. Deci, practic, i-am pârjulit cam pe toți până acum. Pe Ud l-am mâncat pe Ul, ălalt o plâns să-l omor. Pe Batari am prăjit-o la foc mare, s-a ars. Asta ce vrea să facem acum? From the crazy girl with ears. I-a dat brățară, mă, l-am adoptat și pe ăsta. Izila nu wenja doaia. Nu taș la odra. De ce ești albastru? Cu asta. Nu, tu stai cu noi acum, că de-aia te-am salvat. Wenja hașoasa. Așa. Quai și zila wenja hașoasa? Nu mas mas da chai magata. Winja hajrasu. Ais izila sashman shwagaita. Winja hadra. Ma muduchan. Nu boss. Te duci la sapă. You command the fields. Poți să fii tu commander cât vrei. La sapă te duci, băiatule. La mine în sat eu fac legea. Back is full. Ia să vedem. Questuri, ceva? Nu? Apparently not. Bine, mai sunt astea pe aici, collectibles de adunat. But yeah, basically this was it. Eu tot scanez că poate mai răsare ceva de undeva. Aici mai avem oare de luat ceva? Nimic. Nici aici? Nici. Bun, deci colțul ăsta e 100% completed. Pe partea asta la altă, aici la peșteră mai avem de luat o mânuță și un tapet. Și ar fi și asta 100% completed. Nu, hai că uite, mai avem aici. Hai să vedem. Mă face curios acum. Indeed, the end of an era. Indeed. Dar acum, dacă tot sunt mare cineva, să abuzez de poziție, nu?
Am intrat în sfera de completionist. Acum pot să mă prostesc pe offline cu ăsta până când mi se lungesc urechile, pentru că nu prea mai are importanță ce voi face. Doar așa, pentru amuzamentul meu propriu și personal, să zic că mai are sens să-l joc ocazional. Să fiu eu un păcat că am făcut toate achievement-urile, pentru că dacă-l joci pe Xbox, de-aia-l joci. Ia, băieții, ce-ați pățit? Extinguish. Bun, quest added. Aici? Find, kill and search the... Hai, dați-vă, vă rog, eu n-am nevoie de lectures. Având în vedere că doar eu am mai rămas, I could call myself their god. La UD l-am pălit pe UL, s-a dus sufletului. Dah, the great commander, m-a rugat să îl scurtez de cap și s-a întâmplat și treaba asta. Urchii l-am auzit că mărâia pe acolo, că am fost prin zonă, dar de văzut nu l-am văzut, e un semi-rip. Urchii cred că încă încearcă să zboare, nu știu de ce. Mi-a lăsat senzația asta. Deși, sincer să fiu, urchii chiar a fost unul din cele mai șmechere personaje, să zic așa. Nu mai țipa la Winja, că Winja a rupt pe Falca. Acum mai bat cu băta doar pentru simplu fapt că îmi trebuie o achievement de la ea. Uite și tu, cât trebuie să dau un ăsta? Oh, this is the great commander. Te-am luat. What's next? Nu te uita la mine. Mai e careva care dă? Gata, l-am liniștit și pe asta. Nici măcar nu mă mai chinui acum. Indeed, nor legends, nor rednecks, they never die. Hello. Bonk. Bonk. Hai să-i dăm heal la mâță. Lead the era or kill all the enemies. I'm not going to flee, da? I want to kill them all. Unde mai e? Pe care l-am ratat? Am ratat pe cineva? De nu îmi dă completed? A zis or kill. Aha! Te-am văzut! Nani! There you go! See? Easy peasy! Lemon squeezy! Tam tam. Altceva. Ce mai avem? Oh, dar de ce apăreți așa ca ciupercile după ploaie, bă, băiatule? Save captive. Hai să mai salvăm. Facem populațiunea mare. Mă, dar stai puțin, dacă eu tot îmi iau avânt de aici. Hai să-i dau lui ăsta heal. Și să mă umplu și eu de resurse, că eu plec acum mai izmene pe călător, știi, n-am de niciunele, dar mă duc la bătaie. Din gama geacă de piele am, o leacă de bătaie, știu, na, hai, dam la oraș. Nu merge așa. Facem full-ul aici, la toate. Eu tot să-mi dau heal, știi, dar nu mai aveam din ce. Dacă tot m-am apucat de treaba asta, le și craftez ca să fie astea făcute și o să-mi fac stocul până la capăt.
Vezi? Era ceva acolo. De-astea am de toate. Dar oare contează dacă e two-handed sau one-handed? Nu cunosc. Je sais pas. Hai că luăm, uite și tu, am o țestoasă sau ceva pe bâtă pusă, deci îți dai seama cât de gravă e situația. Rescue the Wenja. Hai să-l rescue și pe ăsta, că e misiune spontană și dacă mi l-a dat, nu mi l-a dat degeaba, nu? Au, deja sunt Mowgli, mă arunc, mă teleportez, nici nu mai... Where the hell is you? Yoit. Punk. Du-te acasă. Population increased. One retard în plus, încă o gură de hrănit. Păi ce-mi place că le dă cu ghioaga la sfeclă la ăștia, mă. Chiar o să mă uit să văd dacă e ceva de... de amuzamentul lui. Hello? E bine că, uite, îl mai încai pe rămâța. E... nu i-a plăcut. Nu știu dacă takedown-urile se pun, spre exemplu, pentru partea de quest cu eliminate 100 de indivizi cu băta. Și zice with club, acum nu știu dacă club înseamnă one-handed, two-handed. Au. Și pune beast kill când eu i-am dat cu ghioaga în freză. E bine. Takar, apo wan bi guan antu izila winja hina cha waidam. Așa. Winja waida. Aish izila shanchi. Ce izila shanchi, mă? Nu mai e niciun izila, că am dat cu ei de asfalt, bă, băiatule. Voi nu mai faceți treburi de-astea cu mine. Eu, Hakar Takar, decretez stare de necesitate de urgență. Da, guiți! Enemies are attacking the captives. Nu, frate. Enemies should be attacking me. There you go. Easy peasy. Da, acum întrebarea e, eu trebuie să-i găsesc și pe ăștia să-i salvez sau... A, nu, s-au salvat singuri. Forță. Magici cu arpa ti. Ah, stai că, uite, mai e câte unul de ăsta pe aici, a uitat de fapt. Gata, acum vă duceți acasă, e bine, da? Guarșta, Takar. S-a întâmplat și această treabă. Acum hai să-i dăm și la ăsta. Vreau eu așa pentru liniștea mea, dar parcă m-aș duce și în peștera aia. Și parcă nu m-aș duce simultan.
Ia să vedem pe aici, mai e ceva interesant de făcut? O să-l fac pe ăsta, ca în chef să vânesc ceva animal. Astea acum sunt doar așa de sosuri, să mai stăm puțin de o vorbă, ca nu o să mai stăm mult. Asta a fost o chestie tare neprogramată așa și căzută din avion, să zic, și dacă tot s-a nimerit, stăm. Mai stăm vreo, să zic așa, jumătate de oră, ceva de genul. Accept. Help them kill the beast. Hai mă, că vă liniștesc eu bestia. Unde-i bestia? Mai luăm un băț din drum. Ne zice că suntem full, dar e ok. Hai să vedem. Where is the beast? Ia uite ce mă mușcă ăsta, băi, urecheatule! Ia de aici directe. E incredibil. N-am înțeles ce a fost treaba asta. Atâta tupeu. Chiar nu înțeleg, eu trebuie să vânez ceva anume și aparent ăștia apar așa. Ce anume n-am eu? Ce jaguar n-am eu? N-am jaguar normal. Asta e pe bait, e pe bait. Hai că poate reușesc să păcălesc unul. Sperând să fie normal, știi, ca să-i dau și un pic de tame. Ăla-i, îl simt. Băi, ești nebun, ăsta fuge de mine. Nu? Nu ești tentat? Incredibil. Deci ăsta fuge de mine și eu nu pot să-i dau tame. Asta e, frățică. Te-am pălit odată acum, n-am ce-ți face. Ați. Un pic de skinning făcut. Opa! Opa! Urchi! Urchi! Gata! Aici! Urchi, frate, a revenit Urchi printre noi, nu se poate! Urchi is alive! Gata, direct forța urchii. Let's go! Hai să vedem ce mă mai pune să-i aduc. Ei, na. De ce trebuie să faci tu gestul ăsta să... Urki is alive, fraților. Hai să vedem.
Help Urki defend himself against bears. Hai că asta trebuie să fie cumva. Oh, na horse. Woo! Woo! Horse Urki. Whack horse. Whack what Dadri. Whack what Dadri. Horse Urki fat ass cash yarsh. Ai de viața mea, bă, am simțit-o eu. Pass the Mazda. Cred că după o ladă de vodka și o vorbesc ca ăsta. Quais hars barom? Tahuara! Trash! Badass cash! Aoleu, doamne! Urki News Tink! Sigur face ăsta vreo tâmpenie. Stai că unde trebuie să merg eu? Tocmai acolo! Hai de capul meu! Opa! Mi scuzi! Noroc cu greapălul ăsta! Oh, doamne! Nu mă așteptam să-l mai văd pe Urki, sincer să fiu, după ce i s-a întâmplat, că i-am dat mare suliță de l-am spart peretele cu el. Hai să vedem aventurile lui Urki. Chiar ar merita scris o carte cu chestia asta. The Adventure of the Urki. Get stink ingredients, nu oricare, stink ones. Rhino dung. You shitting me, dude? Vai de viața mea ce am ajuns să culeg. I'm literally picking shit. Noroc cu Hunter Vision-ul ăsta, că altfel eram padă mult. Deci 3 de astea, 3 honeycomb. Și brown bear tamed. Ia stai puțin, frățicule. Eu am brown bear. There you go. Pentru Urki facem, cum să nu, e fratele nostru. Special în felul lui, noroc că aveam black ăsta, brown bear tamed deja de mult. Acum trebuie numai să adunăm rahat de rinocerb și ceva stup de albine. Ieșim din Hunter Vision, că nu mai avem nevoie. Deci nu pot să cred că I really fucking did this. I picked up shit for an asshole. This just blew my mind. Where is it? Oh, there you go. Pe unul l-am ginit. Unu. Ce are ursul ăla de rage în halul ăsta? Hai să mai vedem pe unde mai e. Ne trebuie un pom. Nu mergem bine că se termină zona. Un pom cu stup de albine. Mare bucată.
Păi da, uite și tu ce fac ăștia. Alimentația greșită provoacă distorsiuni în degajamentul ursului. Te-ai dus jos? Da, te-ai dus până jos, nu așa oricum. Facem și o descălecare din aia în stilul Skyrim imediat. Din aia cu no fall damage, cum știm noi să facem cel mai șmecher. Unde ești, mă? Bang! Ți-ai pierdut dinții? Let's go, let's go. Secret cave. Bang. It is full of South Maple. Nu ne mai trebuie. Ca să vezi și să nu crezi. Acum să nu-mi zică nimeni că o să stau să se răspauneze pomul ăla care avea un singur stup în el, că m-am nenorocit. Aha, uite-l. Și al doilea, uite-l aici. Și ne mai trebuie încă unul. Și mergem la fratele Urchi să vedem ce are în plan el să facă cu toate ingredientele astea. De ce beast kill că eu i-am dat în dinți? Why are you unfair with me? Why do you hate me so much? This is not very funny. This is very sad. Cred că aș putea să o cataloghez chiar ca fiind o operație ortodontică preistorică. Am pus bazele ortodonției. Rudimentar ce-i drept, că masajul maxilofacial cu bâta în dantură nu cred că e tocmai indicat, dar it does the trick. Where's the last beehive? Acolo e? You're freaking kidding me. Poate-l dăm jos așa? No way, I broke it. Și acum bâzâie albinele. Nu pot să cred. Why did I do that? Explică și mie cineva de ce am fost atât de trompetă încât să fac gestul ăla. Poate o mai fi ceva acolo sus? Hai să încercăm. Foarte necugetat. M-am gândit eu așa în prostia mea că dacă îi dau cu praștia poate îl dau jos și ajung la el, dar... printr-o extorsiune a unui degajament dintr-un burlan s-a întâmplat să nu fie așa. Hello? Dar e bine pe aici? Teoretic, dar practic nu. Full of yellow leaves. Hai să vezi acum că nu merge. Ah, take honeycomb. Plux! Să
Mai încercăm și aici? Ia să vedem dacă merge. Pizza! Hai la urchii să vedem ce zice. Trebuie să se întâmple o chestie retardată cu individul ăsta. Mi se pare imposibil să nu. He's the redneck of the woods. Chiar o să fac o categorie cu personaje memorabile care au avut așa un impact neașteptat prin jocuri, iar Urki cu siguranță va fi unul dintre ele. Ia. Yeah. Let's go. New Urki ha. Ha now a fat ass da ha. Woo. Uchimena. Uchimena. Boss. Nu vreau să văd treaba asta, te rog eu. Urki Chimcha. Uars Urki Wakadaha. Really? Brown Bear, ok, you asked for it. Ardel, ursule. Urki's new sting did not work on my bear. You okay, dude? They was yes! Long to they was yes! Știi ceva? Pentru că tot ești leșinat și ești tare în gură, poate îți trebuie o baie. Ia de aici. Did he gurgle? Dude, I pity this guy. Nu cred. Nu cred. He's gurgling. Practic e mort. Nu pot să cred așa ceva. Ok, he's gurgling. I'm gonna go. Why? God damn it, why? Oh. Da, fraților, ăsta a fost Urki al nostru. Nu știu ce să zic, sper să-l mai întâlnim. Doamne, câte de-astea portocalii mai sunt. Main missions. Ooh, I have a main mission here? Stai că trebuie să ne întoarcem puțin acasă să vedem ce se întâmplă, că n-am observat că am un main quest acolo. Omul e nemuritor, n-am ce să zic. Se zice într-adevăr că rednecks au dumnezeul lor propriu și aparent... Drace, tu de ce ești aici? Bă, nu te-am mânecat? Urki, these guys are mine. Felicitări, ai găsit satul meu. De ce? De ce? De ce îmi zice să rămân în satul meu? De ce Urki este atât de cretinoid încât îmi zice să rămân la mine în sat? What's wrong with Urki? Winza, guarisamas!
Okay, what's happening? Ola Marwa. Sush Dugistar Shah. Masidam Shabal. Nati Haika Bwasta, Saila. Salwa Urus. What am I missing here? Nashman Waida. Takar. Nashman Dwayarish. Shaja. Mas Warbiti. War. Așa, așa. Thank me, people. Aduceți-mi o frânzuri. Quinja. Yoga. Takar. Warbati. Takar. Warbati. Takar. Uhara. Nu. What exactly am I missing here? De ce se întâmplă treaba asta? Vandavorus, ok, conquered. Ăsta a fost finalul oficial. Da, ăsta a fost finalul oficial. Mr. Entropy, thank you, thank you. Welcome, my friend. Jesus. Nu mai stau să mă uit la credits că e bummer. Dar what's wrong with the kid? Am prins și finalul oficial. Ok. Ok. Why? Oh, look, he's friendly. Nici n-are nasul cât tot capul copilului. Checkpoint reached. De unde checkpoint? De la ce? Winja Salwa. Mam Urus Ati Jauha. Ok. Stai puțin, ce secondary collectibles, ok. Anything nu ne mai interesează. Hai să vedem pe main missions. Dacă mai avem ceva pe undeva. Poate, totuși. Deși mă îndoiesc atât de tare de treaba asta. Am peste 80%, sincer să fiu. Secondary quests, avem o grămadă. Collectibles. Stai așa, că rezolvăm imediat. Uite, ca să-ți răspund la întrebare... Și să fie și pertinent răspunsul meu, mergem aici la My Village. Că avem statisticile, frate, și acolo se vede absolut clar tot ce s-a întâmplat. Hai să o luăm așa, pe secțiuni. Am vânat și am teimuit aproape tot. Deci mai am 4 animale de rezolvat. Pe partea istalaltă, Spirit Totem am de toate, mai am 10 cave paintings de găsit și un Wenja bracelet, pe care o să-l facem acum. Izila Mask mai am 2 și Hands mai am. La alea mai am. Mai departe, ce mai avem? Weapons bait toate 100% unlocked. Completionist pe partea asta. Locations toate descoperite. Let's see. Outposturi și bonfires toate luate. What did I miss? Locations. Journey completed. 12 din 13? Ok. Mai e ceva ce n-am făcut, înseamnă. Nu-i problemă că o să facem, deci mai am un ceva din journey.
Village-ul e 100%. Și, a, uite și centralul de Ryugo. Cam așa stăm. Deci undeva la 90%, așa aproxima eu. Not bad, având în vedere că am sub 40 de ore și jucat așa cu lălăială, e decent. Nu pot să zic că e bine, pentru că știu și sunt conștient că se putea mult, mult, mult mai bine. Dar e decent. Acum, mi-a rămas pe creier chestia asta. Păi da, dar tu ai jucat în stilul ăla al tău criminal. Hai să mai vedem unde e un bracelet. Uite-l fix aici. Și ca să ajungem acolo... Ca să ajungem acolo, sufletul pe unde trebuie să o luăm. Băi, sincer să fiu, nici mie nu mi-arde în mod special să fac chestia asta, dar sunt conștient de un lucru. Dacă sunt puse acolo, pentru mine cel puțin au un rost, știi? Și da, la tine se înțelege, dacă stai o oră pentru un amărât de outpost sau mai știu ce altă bălărie de-aia, da, chiar nu rentează, să zic așa, sub nicio formă. Dar eu pe ăsta l-am jucat de destresare, l-am jucat să fie ceva nou, l-am jucat să fac un parcurs, un story. Scopul a fost altul, știi? Cu toate că aș fi putut să mă bag într-adevăr și eu pe dificultate maximă, să mă apuc să mă enervez și tot restul, că mă cunosc mult prea bine. Am zis că are mai mult sens și e mai fun așa, știi, să fie parcurs. Până la urmă, nu sunt plătit de Ubisoft să fac performanță. Ha, păi aia mai lipsea, să fie și cu one-shot-uri. Deja era bine de tot, dacă mă înțelegi. Cred că văd... N-am văzut bine, pe aici pe undeva trebuie să... Uite-o! Uite bracelet-ul aici și în mod live facem și 100% completion pe bracelets. XP cap. Cannot earn more, but several quests offer skill points as rewards. Complete every quest to earn skill points and complete the skill tree. Mhm. Ok. S-a întâmplat și asta. Asta ce e cel mai nașpa, când trebuie să tot dai reload-uri, frate, acolo să taie rău de tot, e ne-ok să zic așa. Uite, 85, ne mai trebuie încă 15 din astea. Ia să vedem ce mai avem noi de făcut. Main mission, nu, secondary, avem o grămadă de secondary-uri, Doamne câte sunt. Eu nu știu dacă mai are sens să fie făcute astea, sincer să fiu. Dar cumva trebuie să le fac pentru că am nevoie de puncte ca să iau toate skillurile, deci da. Am rezolvat-o. Și aici mai e ceva interesant. Da. Cum ajung eu aici? De fapt aici ar trebui să ajung în primul și în primul rând. Și de aici să merg cu drumul. Nu sunt mandatory. Practic jocul a fost terminat. L-am terminat în momentul în care mi-a dat credits. Asta e clar. De aici încolo rămâne strict la aprecierea mea proprie și personală, să zic așa, dacă mai continui sau nu cu el. Awards, astea nu mă interesează.
Deci, basically, pot să-l trec și pe ăsta ca fiind completed acolo la listă. Și într-adevăr, it was worth it. Nu ca decesul meu din acest moment. Dar... you get the point. Și uite că mai am câteva chestii de făcut. Mai am două sau trei animale de băgat în tame. Nu că ar avea vreo logică să fac chestia asta, că... na. Ce o să joc next? E o întrebare foarte bună. Am avut în gând, să zic așa, mai multe variante și, sincer să fiu, cred că în momentul ăsta o să mă opresc undeva către Metro, pentru că și ăla se apropie de un final. Adică am sărit de jumătate cu siguranță și cred că am sărit pe undeva să fiu spre 3 sferturi. Deci Metro ar fi o variantă, Metro 2033, Exodus-ul. Și după aia, Dumnezeu cu mila. Sincer să fiu, speram și îmi plănuisem cumva, să zic așa, să nimeresc toate astea să se termine când s-ar fi lansat Hogwarts Legacy. Și da, știu că este un subiect controversat și da, știu că nu e tocmai stilul meu de joc, să zic așa, dar până acum ăsta ar fi singurul care m-ar duce cumva remotely mai aproape de franciza lui Skyrim, până când o să se apuce ăștia să lanseze ce au de lansat. Și da, știu și de boicotul ăla idiot organizat de toți flămânzii ăștia ONG-iști care, vai Doamne, hai să facem gura mare că se lansează Hogwarts Legacy și să nu cumpărăm și să nu jucăm jocul, pentru că J.K. Rowling o să facă o grămadă de bani din chestia asta și noi suntem foarte supărați că ea face bani. You get the point. Sunt o grămadă de oameni supărați că, vezi, Doamne, a afirmat această duduie niște lucruri despre ăia care nu sunt hotărâși ce vor să fie. Și eu... e chiar o petiție, astăzi am citit undeva pe Twitter care exista o petiție cu peste 1 milion de semnături să se boicoteze această lansare prin prisma faptului că, vezi, Doamne, e situația cum e. Ceea ce mie mi se pare o prostie, mai ales pentru că mișcarea asta, în primul rând, e susținută de cast-ul sequelului și prequelului și cum vreți voi să-l luați de la treaba asta cu Harry Potter. Și mi se pare foarte ironică chestia asta, pentru că, for God's sake, femeia efectiv le-a pus alora o pâine pe masă și ăștia s-apucă să mănânce rahat despre ea. Ceea ce e oribil de trist. Mi se pare că s-a dus tristețea și ipocrizia și prostia la un nivel nemai întâlnit până în momentul de față. But then again, what can you say? Eu unul personal o să-l joc. Și chiar sunt cum să zic eu așa, sunt pro jocul ăsta. Haide, leagă-ne-te. În ce s-a agățat ăsta? Sunt pro joculețul ăsta pentru că nu văd o problemă, sincer. Oi, cum s-a dus decesul. Nu văd o problemă cu el. Până la urmă, ăia au jucat după cum le-a zis Duduia, au făcut o grămadă de bani, gura lor ar trebui să se închidă. Franciza o duce foarte bine, nu contează cine ia banii atâta timp cât calitatea e ok. Aparent pe unii doare burta foarte rău de acest aspect.
pe care eu personal nu o să pot să-l înțeleg niciodată. Uite, dar nu înțeleg de ce cade, ce nu-i ajunge. Așa că în continuare așteptăm, ca să nu lunge subiectul mult și inutil, că e deja puțin penibil, să zic așa, să o lungesc aiurea. Omuleții au făcut niște afirmații foarte deplasate. Măcar dacă ar fi băgat în lansare, să zic așa, sau dacă aș fi avut norocul să prind Starfield-ul. Iar o chestie care m-ar fi gâdilat la nervul psihic. Dar, as always, show-ul a fost delayed pe undeva pe 2023. Ăsta... cum îi spune, Diablo 4 iar e undeva cu liftul. Așa că who knows. Actually, chiar e o întrebare bună. Și da, pot să zic că sunt deschis la sugestii, dacă aveți idei de jocuri faine care considerați voi că s-ar potrivi cu stilul a ceea ce ați văzut până acum la mine, că nu le iau să le joc doar eu pentru mine, le iau și pentru online, să zic așa. Feel free to let me know, frate. Accept sugestii de orice fel. Acum să nu fie și dubioșenii din alea gen Super Mario Kart și alte dubioșenii, că acolo aia nu se poate. Din păcate. Hop, 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 hop. Nu cădea. Eu nu știu de ce Dumnezeu mă arunc pe aici. Tot încerc ceva, dar nu știu ce încerc. Așa, am pălit și prostia aia. Astea le aprind fără logică, dar le aprind. Ho, 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 ho. Nu-mi place când se întâmplă treaba asta. Ce e acolo? Wenge event, really? Doi, ce m-or speriat ăștia și îmi dau mie eventuri acum. Search în pungă. Almost, almost. Illuminate the cave. Study the painting. Oh, beton. Ce mai avem pe aici, oare? Mamă, ce mișto că am găsit painting-ul. Foarte tare, ăsta credeam că o să-mi ia 1200 de ani să-l găsesc. Deși, cred că și mânuța aia e complicat de ajuns la ea, că altfel nu era atât de... Să ne afumăm puțin. În stânga mea ar fi, deci încoace. Numai că încoace... Nu să există nimica, nu?
A, ba da, uite că e aici ceva de lutat. Nu e ce trebuie, dar e. Și dacă mergem noi tot așa... Eu tot aprind focul să nu mai uzez săgețile alea degeaba. Search. Aici vreau, nu vreau, trebuie să aprind un băț. Și nu știu cum să o dau. Aha. Stop. Detach. Că am văzut aici încă unde asta. Geroni bro! Deci dacă reușesc să fac cave-ul ăsta... Sunt foarte, foarte tare. Să sperăm că mă duc bine. Sunt aproape de mânuță. Uite-o! Uite-o! Uite-o, aia e! Uite-o aici, s-a găsit mânuța! Deci astea din cave-uri mi se par infernale. Ia să vedem, mai avem pe aici ceva? Nu mai avem, astea au fost! Astea au fost! Ne mai uităm după collectibles. Lăsăm așa puțin să filtreze, să vedem unde avem. Și aici ar fi niște collectibles, văd. Și aici avem și waypoint aproape. Ceea ce e bine. Acum stinge săgeata și ieșim afară. Auzi ce țipă ăștia, supărați. Îmi aduc aminte, fraților, la început, când dădusem prima dată de fulgi aia 3 de zăpadă și începuse să-mi scadă viața vertiginos, fără să înțeleg din ce motiv se întâmplă lucrul ăsta. Și mi-aduc aminte că prinsesem puțin curaj și mă țopăiam pe aici din foc în foc, doar să mă încălzesc. Acum e sesiunea aia de hai să depănăm amintiri despre cum era cândva în... Doamne, era să-i zic Fallout. Ce Dumnezeu e cu mine? În Far Cry. Și da, uite, dacă tot suntem la final, hai să vorbim puțin despre ce nu ne-a plăcut. Că ce ne-a plăcut am văzut pe parcursul streamului. Ce a fost... mai puțin ok la joculețul ăsta. În primul rând, faptul că nu poți să îți controlezi satul, efectiv. În sensul că dacă tot i-am adunat pe aia și i-am salvat și sunt toți bine, mersi, fericiți, happy, happy, joy, joy, mi s-ar fi părut cumva corect și fair play, să zic așa, ca indivizii aia să-și aducă aportul. Adică să pot să iau din ei o mână de oameni, să zicem 2-3, și să le zic, băi băieți, voi vă ocupați de vânătoare. Să mai au alți 2-3 și să le zic, bă băieți, voi vă ocupați de pescuit. Și tot așa, să fac un fel de resource management. Asta ar fi fost
genial din punctul meu de vedere. Unul din marile minusuri. Pentru că așa aș fi putut cumva să optimizez resursele, să fac niște upgrade-uri mult, mult, mult mai devreme și tot așa mai departe. Dar ăsta nu e un deal breaker. Ce ar fi putut fi un deal breaker, dar iarăși nu a fost, lipsa contentului. Ar fi fost interesant să mă lase să evoluez puțin mai mult în perspectiva asta de familia Flintstone. Adică, serios, a fost perioada aia cu maimuțele, cu Ancestors, care, ok, a durat cât a durat și a fost și aia interesantă și mișto. Dar acolo te lăsa să descoperi. Foarte greu, infernal de greu, dar te lăsa să descoperi. Puteai să începi să folosești unelte și așa mai departe. Aici te rezumi la armele pe care le ai și 3-4 chestii bonus, să zic așa. Nu-i rău, binevenite, n-am ce să zic. Dinamica combatului foarte reușită. Seriile de takedown-uri n-am ce să comentez. As always, tipic Ubisoft, au fost la mare înălțime, puteai să faci drag killing fără probleme. A existat și elementul ăla care există în absolut toate Far Cry-urile, frate, adică efectiv personajul lui Urki este nelipsit. Și a fost pata aia de culoare într-o lume destul de sad. Dar it was worth it. Chiar a fost o chestie foarte faină. Mă, dar nu sunt unde trebuie? Sau ce ratez eu aici? Search. Ce-mi scapă? Teoretic mai e un cave, nu? Ia să vedem ce alte chestii putem să criticăm noi la joculețul ăsta. Evident. Și era să-mi scape din vedere. Absența multiplayerului. Să fi avut aici o posibilitate de multiplayer online sau co-op ar fi ridicat standardul jocului la cu totul și cu totul alt nivel. Indubitabil, indiscutabil. Să poți să joci co-op cu încă cineva și să faci un storm, ai fi putut să ridici ștacheta mult, mult, mult mai sus. Dar în rest, în afară de aspectele astea care sunt câteva și nu sunt cine știe ce probleme, să zic așa, din punctul meu de vedere chiar nu reprezintă probleme, e chiar un joc echilibrat. Un joc în care poți să te pierzi liniștit câteva ore bune. Să-i dăm și un save aici, zic. Și sincer să fiu, și-a meritat toți banii. Mai ales prins și la reducere, chiar pot să zic că și-a meritat până la ultimul șfanț. Nu știu pe ce am căzut de am decedat în halul ăsta. De ce sunt aici? De ce sunt aici? Eu trebuia să fiu aici. Ok. Sunt impresionat și nu în modul plăcut. Uite, iar asta e o chestie dubioasă. Ar fi trebuit să-mi dea un screen în care să mă lase, să-mi aleg de unde mă aruncă. Mă arunci așa de aici, în condițiile în care eu i-am dat save acolo. Puteam să îmi aleg să continui de acolo și să sar lângă. But yet again, avem pretenții mult prea mari de la un joc care nu a fost făcut acum și care pentru ce știe el să facă chiar e mai mult decât decent. Dash! Travers! Stop! Don't attack the heart!
ce se întâmplă, mă, ce trag ăștia? Ok, s-a liniștit toate apele? Da. Bun. Well. What can we do now? În primul rând, un save. Totdeauna se dă cu save aici. Da, unfortunately, chiar se poate numi a fi primitiv. Oh, nu. Uite, iară, elefanții ăștia. Overpowered. Way too much power. E un amărât de elefant care mănâncă iarbă, fratele meu. Îți dă o bucată de clănță nedinții în gură. E prea mult pentru un elefant. Și iarăși, uite, o să avem un stream special pentru chestia asta cu Hunter's Cache. N-am reușit să-i dau de cap până acum sub niciun fel de formă. Am rămas tablou de fiecare dată uitându-mă și încercând să mă prind unde, ce, când și cum. Așa că da, o să fie... Probabil o să mai vedem Far Cry, să zic așa, în activitățile noastre. Dar până atunci eu sunt mulțumit că am reușit să-l terminăm cu bine. O să-i dăm fast travel frumos aici, să îl lăsăm pe al nostru să-și liniștească puțin apele. Și o să ne orientăm să vedem ce mai este de făcut, dacă mai e ceva de făcut. În primul rând să ne facem stock-up-ul. Ah, și încă o chestie pe care voiam să o fac și n-am practicat, să zic așa. Trebuie să mă duc și să mă uit la operele de artă, frate. Unul din kink-urile acestui joc este că la fiecare nebunie din asta, cu cât progresezi în ea, cu atât vezi mai multe desenate pe pereți. Și într-adevăr, astea se completează ușor. Crocodile, alea. Red, Rare Stripe Wolf. Deci, astea patru mai sunt de tăimuit la mine. Ceea ce nu e greu de realizat. Foarte mișto arta rupestră, să zic așa. Chiar se vede că și-au dat silința. Aici avem outposturile și toate nebunile. Uite, Wenja Bracelets aici. Izila mascurile. Mai am două Izila mask. Ok, asta o să fie interesant. Astea le putem face acum, repede înainte, dacă mai avem timp. Armele folosite, of course. Sharduri, arc, nebunii, bombe, stinky, toate cele. Pe partea asta ce avem? Locațiile. Dacă aș putea să mă apropii fără să-mi arate prostia asta, ar fi superb. Toate locațiile din Oros pe care le-am găsit. Foarte mișto reprezentate. Cine a zis că primitivii nu aveau talent la desen, frate? S-a înșelat amarnic. Asta nici nu știu ce vrea să reprezinte, dar e foarte mișto. Cred că e pe la începutul jocului treaba asta. Foarte fain. Reușit. Outposturile și bonfires. Și niște mânuțe albastre, deci... S-au gândit la toate, n-am ce să zic. Aici niște animăluțe vânate, probabil. Uite, un elefant, un tigru. Asta progresul nostru. Dar nu înțeleg ce am ratat. Unde e? Asta e campul. Nu înțeleg ce am ratat din journey. Ce nu e făcut? Sau mai am cu urchi vreo treabă? Nu știu ce să zic.
tristuț așa într-un fel. Ăștia mai vorbește vreunul din ei cu mine? Speaking of which, ia să vedem aici, mai e cabana lui Da? Uite frate că este. Nepopulată, of course, dar încă este. Foarte mișto personajul lui. O evoluție neașteptată, să zic așa. Și o filozofie interesantă la el. Surprinzător. Pe aici nu știu unde am ieșit, dar am ieșit. Ia să ne uităm după Easy la Masks. Collectibles. Trebuie să fie niște triunghiuri pe undeva. Ăsta nu e. Am ratat două. Uite la aici unul. Și dacă tot suntem pe zonă, mergem și după el repejor. Astea sunt niște chestii foarte fun de făcut. Îți pun puțin mintea la contribuție, te țin și în priză. N-ai nevoie de resurse prea multe să le poți face. Ia să vedem unde e măscuța. Ce e, în apă? Nu pot crede că e în apă, pentru că n-ar avea logică să fie în apă. Uite-o. Aia e măscuța. Îi dăm direct cu praștia. Ponc. 24 din 25. Și mai avem una singură. Horizon Zero Dawn. Mă miram de ce nu-mi sună cunoscută treaba asta. Collectibles. Încă un Easy la Mask pe undeva. Hai să găsim ultimul Easy la Mask. Atât de chior să fiu să nu-l văd, să fi trecut de el. Nu cred. A Plague Tale. Ok, e de luat în considerare Plague Tale, deși partea aia cu Rat Overwhelming acolo e puțin cringe, să zic așa. Dar da, e de ținut minte. Chiar o să mă uit la un pic de gameplay, la un pic despre, să mă familiarizez puțin cu conceptul. Păi nene, dar unde e ultima mască, fratele meu? Unde îmi scapă mie? Deci nu pot să cred că m-am împotmolit fix la chestia asta. Oricum ar fi, până la jocuri noi, să zic așa, vreau să termin cu șobocastoria aia. Nu știu dacă o să mai fie 100% completion pe ăla. Acolo necesită multă răbdare și multă, multă minte odihnită să cauți prin toate coclaurile. Dar vom încerca să-i dăm așa. Uite-l. Uite-l unde era ascuns și nu se vedea. Și avem și waypoint lângă. E perfect. Este absolut perfect. Ia uite, 200 și ceva de metri. Vedem care e mai next reward. Aolea, ce am dat cu dinții în pământ. Zici că nu erau ai mei. Unde ești? Pe ce perete stai?
pun pariu că e undeva proptită pe aici de... Aha, știu că e la înălțime, că mi-arată triunghiul în sus. Uite-o. There you go. Și s-a dus și asta. Easy la mass completed. 25 din 25. There you go. That was it. Acum. Mai avem prin caverne mânuțe și paintings și nebunii. Astea nu știu dacă vor apărea pe stream, dar așa în timpul liber vor fi de făcut. Pam pam. Hai să vedem aici dacă la astea s-a mai completat ceva. Nu aici era. Uite-le. Au apărut Izila Masks. Deci aici ți apare numai când e 100% completed și e desenul gata. Super tare. Bun. Hai să-l așezăm pe băiatul nostru puțin aici la focul de tabără. Să-i dăm acel moment epic de răgaz. Și să facem un pic de outro, pentru că pentru astăzi cam atât va fi. Nu este și nu s-a intenționat să fie astăzi stream, dar uite că s-a întâmplat astăzi jumătate de de treabă. Unde să vă duc? Să vedem dacă avem vreo variantă de raid. O să încercăm la cineva. E un tip pe care l-am mai urmărit pe parcursul timpului, să zic așa, de destul de multe ori. Acum e pe parte de just chatting momentan. Dar dacă o să aveți răbdare și o să urmăriți puțin canalul lui, eu vă zic sigur că o să aveți ceva de văzut. Acum o să mergem în liniște, nu dăm spam, nu dăm nimic. Îl lăsăm pe om să-și vadă de treburile lui. Mergem așa incognito. Are o grămadă de viewer, dar din nou, are content foarte fain și overtime, eu zic, o să vă placă. Dragii mei, astea au fost altele news. Până data viitoare, eu fusei Blaze. Am terminat primal-ul online, live, cum trebuie făcut. Totul a fost fain și vă zic multă sănătate și fericire, cum zicea băiatul ăla. Ciao, les, v-am lăsat.